a doua, Sibiu, să-i dăm drumul. În episodul de astăzi o să vă arăt cum am sărbătorit noi Ziua României și ce locuri am văzut interesante, pentru că a fost o zi foarte interesantă. Nici o zi fără mic dejun și, mă rog, cafea sau ceai. Așa că am revenit la cafenea noastră preferată, la Cafe Vien. Excepția ultimei zile, ne-am dus în fiecare zi acolo, pentru că avem un super mic dejun și super cafea. Acum mergem la cafea. Plouă, dar după aia vrem să mergem după zăpadă. Am auzit că la munte ninge. Prima zi am dedicat-o Sibiului. A doua zi ne-am hotărât noi să plecăm, să mai vedem și prin împrejurim. Am vrut neapărat să vizităm muzeul Astra, care este muzeul satului din Sibiu, la fel ca cel din București despre care am scris pe blog. O să las un link în descriere pentru articolul acela. Dar am găsit ceva mai mult, pentru că este Ziua României și pentru că sărbătorim 100 de ani la anul. Aici s-a început lucrul pentru cel mai lung tricolor și mi-am adus și eu contribuția. În acest muzeu o să găsești case țărănești din mai multe zone din România. Ba chiar am ascultat colindă la o biserică și am înțeles că este chiar funcțională și duminica este plin. Am făcut puțin de lucru cu pisicuțele de acolo. Erau destul de îngrijite, totuși mi-a părut foarte rău că nu am avut ce să le dau. De aici am pornit la Păltiniș să admirăm împrejurimile. În schimb, am găsit o mare, mare, mare ceață. Dar și primăria în soare! Restul zilei a fost cam pe drum, pentru că am făcut destul de mult, a fost și destul de aglomerat și nu vedeai la jumătate de metru. Seară, ne-am întors la târgul de Crăciun ca să mai vizitez o dată mașinuțele. Spune și voi, cum? Cum aș fi putut să prind eu un loc într-o mașinuță? În seara asta, în sfârșit, am găsit un pub. Am zis că o luăm pe o străduță și trebuie să găsim un pub. L-am găsit! Eyes are like starlight now. Noi mai hoinărisem după un pub cu o seară înainte și nu am reușit să-l găsim. Mai găsisem pe net niște recomandări, dar nu erau ce căutam. Excursia asta a fost destul de aventuroasă, nu am știut nici ce o să găsim. Speram să găsim mai multă zăpadă, am găsit foarte multă ceață. Și am cam hoinărit așa pentru fiecare lucru pe care voiam să-l descoperim. Voiam un pub, voiam să stăm seara pe undeva. Am căutat cafenele, am sperat că o să vedem munții cu zăpadă. În fine, planificarea nu prea a mers, dar mie mi-a plăcut la nebunie.
căutarea asta noastră. Și mai ales că am descoperit chiar locuri mișto. Mai greu, dar le-am găsit. Ca drept urmare, și a doua zi am hoinărit destul de mult după o cafea și deja nu mai puteam. Prima dintre ele, care avea niște review-uri destul de bune, nu avea programul actualizat pe Facebook. Shame on you! Mai căutat altă cafenea, că am zis totuși să încercăm ceva nou. Deși Roxy ar fi vrut să ne întoarcem la aceeași cafenea, trebuie să recunosc că am vrut să mai încerc încă ceva. Mi s-a părut imposibil, trebuia să găsim o cafenea ca lumea. Am găsit o cafenea, nu știu Roxy dacă a fost pe deplin mulțumită. Mie mi-a plăcut, nu am mai mâncat de mult un mic dejun vegan. Este și o recomandare pentru vegani. Eu am mâncat un fel de smoothie, iar Roxy a luat un bol cu fructe și cereale. Foarte mișto. Eu am fost foarte, foarte încântată că am putut să savurez un V60. Mie îmi place V60, îmi place cafeaua neagră și m-am bucurat că cineva a putut să o facă și în excursia asta. Am găsit cafeneanca, era închis și mor de fric. Ne-am pus în gând să vizităm și noi Valea Zânelor, pentru că toată lumea pune poze pe Instagram. Păi, ce este acolo? După ce am văzut imagini pe tot Instagram-ul, am venit și noi să vizităm Castelul de Lut, cred că pe acolo. Și am dat de o grămadă de lume și mult noroi. Zici că e pelerinaj. Avem o vorbă românească. La pomul lăudat să nu te duci cu sacul. Nu știu cum o să traduc asta în engleză. Dar dacă am ajuns aici și noi, prin noroi, nu contează ca toată lumea să facem și noi poze pentru Instagram. Mi-au ieșit câteva. Gata, plecăm și de aici. Dumnezeule mare, este super mega aglomerație. În fine, ideea este că ce-am găsit acolo a fost mai ceva decât la un pelerinaj. Am mers pe o distanță destul de mare, bară la bară, și când am ajuns acolo, efectiv, am găsit cu foarte mare greutate loc de parcare. Care-i faza cu Valea Zânelor? Nici eu n-am știut până am ajuns acolo. Cineva a construit un complex. Ăsta. Din câte am înțeles, s-au conternat fondurile. Și acum se percepe taxă pentru a-l vizita. Am vizitat și un ceea ce cred că o să urmeze a fi un bungalow. Mi s-a părut foarte interesant. Sunt curioasă cum o să finalizeze proiectul ăsta, pentru că a atras, frate, multă lume. Cineva a făcut o publicitate foarte, foarte mare. Ei, și de aici ce pot să zic? Am vrut să pornim în continuare spre Poiana Brașov, să mâncăm acolo la un restaurant mișto și apoi să venim spre București. Dar am ajuns acolo și era plin. Pe scurt, am mâncat la o benzinărie. Imaginați-vă că din Poiana Brașov am venit până în București, aproape bară la bar. Dar all in all a fost o excursie foarte mișto. Mi-a plăcut ce am găsit, cu toate challenge-urile. Abia aștept să văd cum o să evolueze steagul și mai ales, sigur, trebuie vizitat la anul. Aștept prima zăpadă și în București și, desigur, aștept o nouă excursie pentru noi aventuri. Dacă ți-a plăcut și episodul de astăzi, te rog să dai like și dacă ești nou, dă subscribe. Te invit să vezi și episodul celălalt și, de ce nu, episoadele celelalte dacă nu l-ai văzut. Ne vedem în video următor!